Salut și bine ați venit pe canalul nostru de gătit, Bucătărie cu Delicii. Numele meu este Bogdan și astăzi vom găti o rețetă tradițională italiană, paste carbonara, acestea fiind una dintre cele mai cunoscute și ușor de făcut rețete italiene. Luăm o lingură de paste de acest tip cu o gaură în mijloc și introducem pastele prin gaură. În momentul în care nu mai intră paste, avem o porție. Începem prin a pune 2 litri de apă la fiert, la care adăugăm o linguriță și jumătate de sare. La fiecare porție în plus adăugăm jumătate de linguriță de sare. După ce apa fierbe, adăugăm pastele și amestecăm ușor. Lăsăm la fiert aproximativ 9 minute sau conform instrucțiunilor de pe ambalaj. După ce s-au fiert, scurgem pastele. Iar din apa în care au fiert, păstrăm 50 ml. Ne apucăm de sos și radem parmezanul. Parmezanul se găsește și ras dacă vă grăbiți în prepararea rețetei. Punem într-un bol 2 ouă întregi, un gălbenuș și le omogenizăm. Peste ouă adăugăm 90 de grame parmezan, iar ce mai rămâne vom folosi la final. Amestecăm până se omogenizează. Adăugăm o linguriță de sos pesto, care în compoziția lui are busuioc și parmezan. Mai adăugăm și o linguriță de piper măcinat. Amestecăm până se omogenizează. Nu uitați, apăsați butonul de abonare pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Punem o tigaie la încins. După ce s-a încins, adăugăm lingurița de ulei și 200 grame de bacon pe care îl prăjim. După ce baconul s-a prăjit, dăm focul la mic, adăugăm pastele și amestecăm 2 minute ca acestea să își ia aroma din grăsimea de la bacon. Dacă voi nu mâncați foarte gras, mai puteți să scoateți din grăsimea din tigaie. După ce pastele s-au aromat, adăugăm și sosul făcut mai devreme din ou, parmezan, pesto și piper. Și 50 ml apă în care au fiert pastele, amestecăm până se omogenizează, oprim focul și mai amestecăm puțin. Scoatem o porție pe farfurie și mai adăugăm parmezan deasupra. Iar pentru final, punem o frunză 2 de busuioc proaspăt. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să apăsați butonul de abonare și like pentru a ne susține în realizarea mai multor rețete.